Salut tuturor, numele este Mario, bine pregătiți la un nou videoclip de pe acest canal, episodul de astăzi. Vom juca un match complet normal de Fortnite Battle Royale, să vedem ce putem face. Le-am băgat aici la solo. Înainte de toate, dacă mai vreți să postăm așa câte un videoclip ocazional când jucăm un match normal, simplu, să ne relaxăm, să ne trage și noi sufletul, să jucăm un match normal de solo, așa să vedem dacă putem să facem win. Dați acolo un like să strângem la acest videoclip peste 100 de like-uri și dacă facem înseamnă că mai vreți seria asta și o să mai filmez. Probabil unul dintre voi ați observat, bă Mario, unde naiba sunt căștile tale, de ce naiba ai căști de telefon în urechi? Cum să vă zic eu, am avut un mic incident cu ele. Căștile ați văzut că au două mufe de alea, au aia pentru microfon și au aia ca să auzi în ele. Cum să vă zic eu, ca să mă proptez eu cu piciorul, m-am apăsat pe ele, s-au rupt, s-au dus naibii. Eu fiind mai idiot de fel și mi-am conectat căștile în față, nu mi le-am pus, s-au dus naibii căștile, dar noi să fim sănătoși. Deci voi îmi spuneți mie că am umblat cu miniurile astea după mine până acum și ne-am dat, am stat fără shield. V-am zis că sunt redus, mai v-am zis pe live-uri că sunt redus, dar voi nu, bă Mario, că tu nu ești redus, că mamă, ești deșteptoare, bă Mario, când mă fac mare vreau să fiu ca tine. Aha. Aha, ia vezi? Ce zici, mă, nebătă, aici. Stai aici. A ieșit ăsta. Ce fain, mă. Bă, de când s-a băgat porta Rift-ul înapoi? Rift to go. Rift to go, am vrut să zic și eu, nu porta Rift. Bă, nu am mai jucat Fortnite o săptămână, așa că nu mă înjurați dacă mai ratez. Bine, ce-i drept, eu nu prea le nimeream nici înainte când mă jucam Fortnite, dar acum, hai să vedem. Nici nu știu cum am tasul ăsta, vă zic sincer. Bă, vezi că îmi place Fortnite-ul acum, că s-au băgat multe arme de-astea mai vechi, știi ce zic? M-a plecat shower-ul ăsta. Da, Mario, vezi să nu nimerești. Da, Mario. Aha. Pazi așa, mă duc eu după el. Păi ce-ți mai fraie? Dacă el fuge de mine, eu mă duc după el. Mormura, e, dar măcar mor cu stil. Aha, vezi că mai ți-ai luat un laser. Ce zici, mă? Era pe treabă lui, nu, a uitat de mine ăsta. S-a dus mă ăsta. L-am găsit. Vreți să-i fac pe ăștia să mă înjure? Bă, v-am zis, că mă îi fac pe ăștia să mă înjure. Și pe ăla? Așa? Aha. Dacă îi fac fenta asta lui ăsta, sunt mult prea IQ. Fiți atenți, fiți atenți. N-avei mă treabă cu el. N-avei treabă cu el, era pe lumea lui băiatul meu. Mi-am place să fac cu rocketul. Te pup. Unul odată. Mai e și pe munte. Fii rației, naibii, dășauri. Așa. Așa. Pă, cred că mă înjură, ăștia ce-o fi la gura lor. Stați așa, vreau să urc.
Că vreau să-mi încerc un pic cu ăștia. Vreau să-mi încerc un pic norocul. Mergem un pic la risc, că vreau să încerc la ultimul... Sunt eu cu unul? Vreau să încerc trickshot. Bă, Sam, ia uite! Tranquila! Aproape! Bă, n-ai treabă cu el. N-ai, mă, treabă cu el. Hai, mă, taci! Vă dați seama că puteam să-l omor de mult? Asta s-a deschisă, bravo! Băi, ești brusc! Am tras la mișto! GG, băieți, mă, v-am zis că... 10 kg avem? Cumva e, stați așa o secundă? 10 kg, vă mulțumim pentru vizionare, băieți, ne vedem data viitoare la un nou videoclip. Eu am fost Mario și sper că v-a plăcut acest videoclip, pa, pa!